Bună! Să zicem că vreți să găsiți găzduire pentru site-ul vostru. Cum găsești găzduire? Cea mai bună soluție ar fi să citiți despre hosting. O să vă dau în descrierea clipului căutarea aceasta și pur și simplu mergeți din link în link și citiți articole și citiți comentariile altora și citiți ce au zis alții despre hosting. Ideea e așa. Intri pe un site de hosting de genul ăsta și te uiți și vezi, uite ce feature are asta, asta, asta. Și dai la detalii și te apuci să compari între hostingul ăsta și altul. Și zici, uite, ăsta îți dă 2 giga și traficul ăsta și nu știu ce criterii pe aici. Și zici că ăsta e 12 euro și găsești în altă parte cu altă sumă. Și te apuci și compari 2 giga pentru 12 euro sau nu știu cât pentru nu știu cât. Ideea e așa. La hosting, în opinia mea, sunt lucruri care sunt irelevante. Adică, da, ai nevoie de ceva spațiu pe disc, dar dacă e 1 giga sau 1 giga jumate sau 2 giga, la început nu va conta. Da, contează dacă ai trafic de 40 de giga sau de 50 sau de 30 sau de 20 sau de 100 sau cât ai. Dar cel puțin la început e mai puțin relevant. Și odată ce ți-ai ales dimensiunea de care ai nevoie, ok, cam sub 2 giga, sub 40 de giga, ok, sau cam pe aici, sau cam pe aici, o să fie tendința să zici, ok, ăsta e cu 12 euro și am găsit în altă parte același pachet cu 11 euro. Sau, 2 giga cu 12 euro și am găsit 4 giga cu 12 euro. Hai să iau de dincolo. Și te-a pus să compari cifrele astea. Și în opinia mea, cifrele astea sunt destul de irelevante. Cele mai importante criterii în alegerea unui hosting, în opinia mea, sunt două. 1. Dacă îți pică site-ul sau nu. Și 2. Customer service și suportul tehnic. Le iau pe rând. Primul este dacă îți pică site-ul sau nu. Degeaba ai toate specificațiile astea, dacă într-o zi care e importantă pentru tine, de exemplu dacă ai magazin online, într-o zi de Black Friday și când toată lumea vrea să cumpere. Sau dacă ai un blog, ai un articol care ajunge pe un site mare, primești link de la el și când intră câteva zeci, sute, mii de oameni pe site brusc în același timp și atunci ai avea nevoie ca site-ul să fie activ, ție îți pică. Degeaba, să zicem că ai făcut economie, nu plătești 12 euro, plătești 10. Sau nu plătești 12, plătești 5 sau nu știu, orice altă sumă. Dacă tu când ai nevoie de viteză și de ca site-ul să fie activ, atunci ție îți pică, n-ai economisit nimic. Pentru că, în mod sigur, dacă ai avut spike-ul ăla de trafic, adică traficul tău era 3, 4, 5 cam pe aici și brusc ai 100 și tu nu poți să faci față, nu te ajută. Și atunci... Uptime-ul, faptul că site-ul nu pică, e un criteriu mai important. Iarăși, dacă ai mail-urile puse pe... Eu am blog olivian.ro și am olivian@olivian.ro. Și dacă îmi pică hosting-ul și nu merge mail-ul o săptămână, păi e o problemă cu chestia asta. E o problemă că toate mail-urile care mi-au venit în săptămâna respectivă n-au ajuns la mine. Și acum întrebarea, merită să faci economie... Asta e un preț anual, da? Merită să faci economie de... o sumă oarecare de euro și în schimb să pierzi accesul la e-mail, nu încerc să vă sperii cu chestia asta și îmi dau seama că tocmai asta cumva și fac. Dar ăsta e criteriul cel mai important, site-ul să nu pice. Iar un alt criteriu foarte important de asemenea este că atunci când dai un e-mail și pui un tichet, aici asistență trimite un tichet, când pui un tichet să ți răspundă rapid și competent. Adică degeaba ți răspunde rapid dacă persoana nu știe să facă sau nu are interes, mă rog. În experiența mea, când într-o vreme am făcut research-ul acesta și mi-am căutat hosting și am citit despre alții. Și am ajuns la Web Factor. Și pot să vă spun că e recomandarea mea de top întotdeauna la orice client, am recomandat-o așa. Am mai multe site-uri găzduite la ei personale și ale unor prieteni apropiați mie. Și de asemenea am sugerat clienților să-și cumpere de la Web Factor. Am avut pachetul S1, acum eu am S2. Am recomandat unor persoane să apereze la serviciul de VPS și mi se pare că a apelat inițial la serviciul mai mic și după aceea la serviciu mai mare și cred că undeva pe la 20-30 de site-uri am văzut eu gestionate de Web Factor în total. Dacă au fost probleme? Au fost probleme. Uneori
rare ori nu s-a încărcat, dar se rezolva. În general, uptime a fost foarte mare. Acum, dacă mi-am picat site-ul într-o noapte la 3, la 4 dimineața, probabil nici n-am știut. Dar în activitatea de zi cu zi, am avut foarte rar probleme de genul site picat. Da? Nu a fost o chestie majoră. Și în ultimul an, nici nu țin minte să se fi întâmplat asta. Mă rog. Deci, sunt mulțumit de uptime. În schimb, sunt și mai mulțumit de faptul că atunci când trimit un tichet de suport la WebFactor, mi se răspunde totdeauna foarte prompt și până la urmă te gândești că plătești 12 euro pe an și am scris acolo probleme cu tot felul și gândește că ai multe site-uri și apar tot felul de lucruri, că trebuie să facă backup la baze de date, se transfere. Pe olivian.ro am o bază de date care are mai mult de 50 de mega și trebuie făcut, uneori am mutat site-ul și a fost complicat pentru că o bază de date foarte mare și m-au ajutat. Adică pentru suma asta, serviciul pe care l-am avut și am avut întrebări și olivian.ro avea multe plugin-uri și m-au ajutat să identific care sunt plugin-urile cu problemă. Și am avut un suport tehnic de care sunt foarte mulțumit, mi s-a răspuns competent și prompt la probleme. Să zicem că la un moment dat aveam pachetul S1 și am vrut să trec la S2. Nu mi-au zis, ok, l-ai plătit pe ăsta, acum plătește și pe ăsta. Nu, mi-au calculat, ok, să zicem că era jumătate, ai plătit 6 euro până acum, scădem din asta, scădem 6 euro. Foarte amabil și politicori, mi s-a răspuns la aproape orice cerere care era rezonabilă, pentru că am și uneori și cereri nerezonabile. E recomandarea mea de top. O altă recomandare de top ar fi să mergeți din Google și să citiți despre asta și să vă alegeți un alt hosting pe baza a două criterii pe care nu le găsiți de obicei aici. Unu, uptime și nu ce spun ei aici, ci uptime-ul real și asta citești de la alții, le-a picat site-ul sau nu. Și a doua, dacă e o problemă, cât de prompt și de eficient îți răspund la problema respectivă. Și pe ambele criterii recomand de fapt. Acum, revenind strict la specificații, am descoperit recent site-ul SimpleNet. Poate fi o idee dacă aveți un site pe WordPress. Intenționez să testez asta pe un site și să văd dacă este viteza într-adevăr mai bună. Dar din ce am citit aici, pare o chestie foarte drăguță. Are costurile ceva mai mari decât la WebFactor, la găzduire. În schimb, serviciul este foarte bun. Adică ei îți iau un site pe WordPress și ți-l îmbunătățesc. Mi se pare un serviciu de calitate. Nu știu alte lucruri despre ei, nici nu am citit, dar din ce văd pe site, sunt o alternativă interesantă la WordPress. Apoi, când le spun oamenilor să-și ia găzduire la WebFactor, mă întreabă care sunt pași. Și hai să luăm pas cu pas. Intrați pe WebFactor, foarte probabil aveți nevoie de găzduirea shared și dacă e un site la început, de pachetul cel mai mic. Și dați comandă. Aici vă întreabă ce interfață de administrare să alegeți și să alegeți cPanel. Foarte probabil ați cumpărat domeniul din altă parte sau îl aveți deja și scriem aici un nume de domeniu oarecare și punem extensia .ro. Atenție! Stai să mă duc încă. Deci mă dau comandă. Când scriu domeniu, trebuie să aici scriu nume domeniu și aici scriu .ro. Uneori sunt care se împotmolesc aici. Deci aici se scrie numele domeniului pe care îl aveți și aici ro. Aici e un aspect interesant. În principiu vă ajută să alegeți adresa IP dedicată dacă aveți magazin online sau dacă aveți un blog la care țineți foarte, foarte mult. Eu în general am ales că nu doresc adresa IP dedicată. Asta, adresa IP dedicată, are sens pentru un site în care ați investit foarte mult și nu se mai simte suma. Dacă vreți reduceri de costuri, mergeți pe asta. Dacă are un avantaj, dar nu e atât de mare. Na, trebuie să decideți dacă merită sau nu. În general, le merg pe nu. Și aici completați toate informațiile astea și alegeți metoda de plată. Eu o aleg în general prin ordin de plată să fac plata. Există și alte metode, da. Dacă aveți probleme, trimiteți un e-mail și vă ajută cu răspunsuri. La SimpleNet, uitați-vă pe studiile de caz și vedeți ce au făcut. E
într-adevăr impresionant ce am citit acolo. Au luat bloguri și au crescut performanțele foarte mult. Și așa cum spun și ei, ajută atât vizitatorii că am făcut click pe un site și mi se deschide rapid și ajută și, și pentru motoarele de căutare, dacă Google vede că site-ul se încarcă rapid, are tendința să te pună ceva mai în față. Nu să crești de pe locul 100 pe locul 1, dar de pe locul 15 pe 13, să zicem ceva de genul ăsta, vei crește. Și na, aveți un site care se încarcă rapid, e un motiv de mândrie. Vă ajută și pe interfața de mobil, pentru cei care accesează site de pe mobil le va fi mai ușor. Da. Cam astea sunt recomandările mele. Le mai spun o dată. Căutați folosind căutarea aceasta, căutați și citiți de pe tema blogurilor. Dacă vreți un pachet de suficient de bun, este Web Factor. Și dacă aveți un blog pe WordPress sau un site pe WordPress, luați în considerare să vă uitați și la SimpleNet. Succes!